Dă-mă asta locului, că dacă nu mai zăpăcip câte foie ești acolo! Băi, mamă, eu tocmai am aflat că sorul meu nu e sorul meu și că bărbatul ăla pe care voi toi l-ați omorât e bunică sau... Și acum ce facem acum? Ce facem acum? Nu ne facem nimic, nu că nu s-a întâmplat nimic. Cum poți mă să spui așa ceva? Zici-mi de ce vrei. Acum atac tu în groapă, în curte, ce mai vrei? Gata! În sus cu morți ca Lazar. O femeie, dacă vine mă cineva să întrebe de el, dacă vine mă cineva să-l caute, tu ce o să-i spui atunci? Că ce, că a dispărut ca prin magie? Îl îngroapă? Păi da, mamă, îl îngroapă în curtea noastră, îl îngroapă, sub frazinul nostru, îl îngroapă. Stă-vă și mai te oprește milița aia, dar nu mai zăpăci. Ce sfârină vrei să-l caute, că nu l-a văzut nimeni când a intrat aceea? Ești tu sigură că nu l-a văzut nimeni? Sigur. Spune-mă, ăsta oricum era bolnav, avea cancer. Curița lui mi-a zis că două lungi mare de trei. Ce vrei să stea aceea să se chinuiască? Haide, fă, lasă-mă cu fițile astea, nu mai după ce își eu și obosită și răsuscitată, lasă-mă! Cred că te-a sărit o siguranță de la șoc sau ceva, gen, mamă, ce ai? Revinu-ți odată! Revinu-ți, te rog eu! Ai, bogat! Foarte bogat! Ce, mă? E bogat! Cine m-a mort tu? Tasul Adelei. Doamne, ți-a luat Dumnezeu mințile pe femeie. Ce legătură are, mă, tasul a luat Adela și banii ei cu situația asta în care ne aflăm noi acum, a? Băi, mamă, noi avem un cadavru, mă, în curte. Cu ce ne ajută pe noi banii lui? Uite-te la mine, cu ce? Spune-mi, ce mă crezi că ne scapă de pușcărie banii lui? Nu ne mai scapă nici dracu, mamă, de pușcărie. Suntem rahat până peste cam, mă, s-a zis cu noi, s-a terminat. Asta-i șansa ta. Asta-i șansa. Ce, mă? Nici nu mai știu. Asta este fisa lui Paul Andronic. Eu. Tu și bunică sunt. Adică mortul. Și morții nu vorbește. Ce faci, mamă? Să-ți arăt. Nu știu să-ți deschid mințile. Bagă la cap. Fii atent la ceea ce zic eu la mine. Fii atent. Păi, te luăm pe tine. Și te ducem. Și îmi zici că tu ești fisa lui Andronic. El n-are cum să știe. Doamne, perește pe mine. Chiar ai luat o raznă de din cauza de problema copii. Dar păi e nebună la cap. Măi, asta e problema ta, că tu nu judeci. Nu, tu nu judeci. Da, aceea. Da, capul meu. Fii atentă la mine, eu aia atâta zic. Și eu după aia nu mai zic nimic, să cum eu după aia. Taci tu! Taci tu! Băi, ascultă ce zic! Ia uită-te în jurul tău, Andrei. Ia uită-te în jur, a? Ce zici tu? Ce vezi? Zici ce vezi? Nimic, ce să văd, nimic! Că nimic? Nimic. Și asta nu e viață. Nu se poate trăi așa, fata mea. Ce vrei? Să ajungi să trăiești ca mine? Zi, asta vrei? Asta vrei? Zi! Asta e șansa ta. Înțelegi? Asta e șansa noastră. Să ieșim din sărăcia asta, mizeria asta. Să trăim și noi o viață. Noi, ca oameni, iată dacă nu mai rămân din ea. Ce vrei? Hai, lasă-mă, băi! Băi, parcă ți-e și marea cu sarea pe... Băi, gândește-te! Andrei, unde să ajungi tu dacă dai cu piciorul la șansa asta? Ia zi-te unde să ajungi! Băi, tu ai școală, a? Ai școală? Adică tu o să muncești mai mult decât minim pe economii. Bine, și până la nu știi dacă o să-l ai. Bine, mă. Asta-i șansa ta. Bine. Nu ai vine. Bine, gata, ai dreptate, gata! Așa. Ți-a pus Dumnezeu o mână în cap. Fata Andronic se scală.